Bună, prieteni! Astăzi vrem să vă arătăm ce minuni poate crea un make-up artist. Am postat acest videoclip nu pentru a avertiza pe băieți, ci pentru a vă permite să admirați cazurile în care make-up-ul se transformă într-o adevărată artă. Credeți-mă, veți fi șocați de schimbările unor vedete, de provocările asiatice neobișnuite și de multe altele. Dar înainte de toate, abonați-vă și apăsați clopoțelul. Să începem! S-ar părea că această fată nu se va schimba mult după demachiere, dar haideți să vedem. În primul rând, își scoate paciurile care schimbă forma pomeților și a bărbiei, apoi scoate lentilele care fac ochii atât de uriași și fermecători. Urmăriți atent mâinile. După îndepărtarea machiajului, ochii au pierdut jumătate din dimensiune. Dacă sprâncenele nu ar fi atât de accentuate, fața ar părea prea lungă. Până la urmă, puțin ce a rămas din acea fată. Dar această domnișoară trebuie să-și îndepărteze machiajul rupând bucăți. Începe să devină clar de ce a avut nevoie de paciuri pentru schimbarea formei fezei. După față vine rândul ochilor. Se vede efectul acelor lentile uriașe. Forma neobișnuită a fezei începe să atragă atenția asupra sa. Versiunea europeană. Această fată cu aspect tipic european a dovedit că life hack-urile din viața asiatică sunt potrivite nu numai pentru fetele orientale. La începutul videoclipului arată un scurt fragment în care, cu ajutorul unui demachiant, se transformă dintr-o coreeană înapoi în europeană. Cea mai mare parte a schimbării la față a fost accentuată de perucă. Provocare asiatică. Este nevoie de mult curaj pentru a-ți arăta fața fără machiaj întregii luni. Fetele asiatice nu au probleme la acest capitol. Multe dintre ele au decis să participe în acest flash mob și să arate cum machiajul poate schimba aspectul radical. Această frumoasă în costum popular trebuie să-și scoată din nas aceste cârpe misterioase. Oare cum le-a băgat? Bine că după demachiere nu a rămas complet fără sprâncene, cum se întâmplă cu multe fete. Lady Gaga. Ceea ce putem spune cu siguranță despre această persoană este că nu se teme să experimenteze. În viață, pe scenă și pe covorul roșu, Lady Gaga încearcă să trăiască la maxim, rămânând deschisă și sinceră, mai ales cu armata sa de fani. Fiecare fotografie a cântăreței este diferită de cea anterioară și nu poartă o amprentă unică a personalității sale. Când Gaga a apărut pentru prima dată pe ecrane, publicul nu putea înțelege ce fel de personalitate este. Și acum toată lumea a încetat să se mai gândească la asta. Fanii pur și simplu o adoră. Privind fotografiile ei fără machiaj, o iubesc și mai mult. Iată o altă eroină a popularei provocări asiatice. Fata foarte rapid scapă de lentile și își scoate benzile care au ținut pleoapa ridicată. De îndată ce șterge complet machiajul, devine clar că de fapt eroina este mult mai matură decât părea la început. În general, fetele europene în ultimii ani au început să urmeze noua tendință, machiaj cât mai natural și invizibil. Asta pentru că e mai comod, ia mai puțin timp și e mult mai frumos. Aceste fete frumoase nu ezită să apară în fața camerei fără machiaj. Dar cine le poate învinui pentru acest lucru? Ele chiar nu au nevoie de o tonă de vopsea. Lady în alb. O altă fată în alb. Cu o simplă mișcare scăpăm de nasul fals, de paciurile care ridică bărbia și de cerceii lungi care distrag atenția. Până când nu este atât de rău. Lentilele și săgețile strălucitoare dispar. După îndepărtarea machiajului, contrastul devine clar. Fata este mult mai în vârstă decât am crezut și pielea ei, de fapt, nu este atât de perfectă. Lena Headey. Dacă sunteți fan al serialului Game of Thrones, atunci nu trebuie să vă explic cine este Lena Headey. Cu toate acestea, nu mulți fani știu că în afara platoului ea arată complet diferit. Să începem cu faptul că nu este blondă. În viața reală, actrița este brunetă. Fără machiaj este de nerecunoscut.
Nu susținem că fără machiaj arată rău, dar seamănă mai mult cu o femeie obișnuită decât cu o regină. Acum câțiva ani, nimeni nu știa cine este Gaoar Avetisian și nu ar fi știut dacă fata nu ar fi îndrăznit să lupte pentru visul ei. Avetisian este armeană de naționalitate. A devenit cea mai renumită make-up artist. Fotografiile cu lucrările sale sunt incredibile. Talentul, gustul și stilul deosebit, precum și perseverența și practica constantă, au ajutat-o pe Gaoar să devină un specialist extrem de popular. A devenit cunoscută nu numai în Rusia, este îndrăgită de mulți make-up artiști din lume. Fata iubește machiajul și tot ce ține de frumusețe încă de la 15 ani. Primii bani i-a primit când avea 16 ani. Fata s-a machiat ca o vedetă de la Hollywood și a postat o fotografie pe pagina sa. O domnișoară necunoscută a dat din greșeală de poză și a vrut să fie machiată la fel. Și pentru asta, Gaoar a primit 1500 ruble rusești. Părinții ei nu au luat în serios această ocupație, așa că după școală a trebuit să intre la Facultatea de Științe Economice. Astăzi, pe pagina sa de Instagram, are deja mai mult de 10 milioane de urmăritori. Este un make-up artist foarte și foarte popular. Atât, prieteni, suntem siguri că v-a plăcut acest filmuleț. Nu ezitați să puneți like, să scriți un comentariu și să vă abonați. Fiți alături de Divers Channel în fiecare zi. Pe curând!